Bun găsit, stimați telespectatori! În această emisiune am invitat pe domnul Alin Petrică, este directorul Camerei Agricole Județene Gorj și vom vedea cum a fost acest an 2013 pentru această instituție, dar mai ales câți gorjeni au accesat proiecte și cât de mulțumiți au fost de serviciile dumneavoastră. Vă spun și eu bună ziua dumneavoastră și tuturor telespectatorilor dumneavoastră. Trebuie să începem cu, sau mai puțin bine, această emisiune raportată la întrebarea dumneavoastră. Pentru noi, anul acesta a fost un an mai dificil, a fost de fapt cel mai dificil an al instituției noastre de până acum, indiferent că vorbim de noua structură definită din 2010 încoace în subordinea Consiliului Județean, indiferent că vorbim de ceea ce a însemnat structura noastră din 1999 de când s-a înființat ea, sunt numele de Oficiul Județean de Constanță Agricolă. De ce spun aceasta? Pentru că am avut atât problemele noastre particulare, să le spun așa, proprii instituției cu salarizarea, probleme cunoscute de altfel la nivel județean și nu numai pentru că n-am fost singuri, toată țara. Toți bugetarii, sigur. Toți bugetarii și în speță salariații Camerelor Agricole au avut această problemă cu salarizarea, primind banii de 3 sau 4 ori pe an, deci o dată la 3 luni. Și pe de altă parte am avut un an mai puțin reușit pentru că fondurile destinate proiectelor pe care noi lucrăm sau pe care noi am lucrat până acum, în speță pe măsura 141, sprijinirea fermelor de semisubzistență și măsura 112, instalarea tinerilor fermieri, au fost epuizate, motiv pentru care în acest an Ministerul Agriculturii și APDRP-ul nu au inițiat nicio sesiune de punere de astfel de proiecte. Cu toate că cererile au fost și sunt în continuare foarte, foarte mari, au crescut pe măsura trecerii timpului, pe măsură ce agricultorii, fermierii de la sat au văzut că vecinilor, cunoscuții, prietenii au accesat astfel de proiecte și au făcut un lucru bun, pentru că, iată, au primit un ajutor nerambursabil de la Uniunea Europeană și Guvernul României, începând din anul 2007 încoace. Noi încheiem acest an, așa cum v-am spus, puțin triști, dar cu speranța că la anul, odată cu noua grilă de proiecte aprobată și dezbătută cu Uniunea Europeană pentru perioada 2014-2020, va aduce un nou val de proiecte, pentru că, așa cum am spus, beneficiari avem din plin, avem listele făcute cu fermierii noștri care sunt în așteptare și așteaptă să acceze aceste proiecte. Lista este lungă, de lucru avem, nutrim și speranța că vom exista ca și instituție și pe viitor și vom ajuta pe locuitorii din zonele rurale ale județului nostru. Ați punctat acest lucru numai pentru a arăta de fapt că, iată, a mai luat ființă o cameră agricolă, dar cu ghilimelele de rigoare, pentru că proiectul de lege a fost retrimis și nu se știe încă ce va fi? Noi, prin ordonanță de urgență care a fost dată de guvernul actual în iunie, în luna iunie, am făcut parte din Comitetul Județean de Inițiativă. Cu alte cuvinte, am ajutat atât cât am putut la realizarea unei camere agricole private, o cameră agricolă care se dorește să fie a fermierilor și să-i reprezinte și să-i susțină în totalitate. Însă, așa cum am văzut, proiectul acesta al ordonanței de urgență a fost retrimis și proiectul de lege a fost retrimis în Parlament pentru reexaminare. Acum urmează să vedem ce se va întâmpla. Dacă vor fi acceptate, așa cum am citit eu din cererea de reexaminare, dacă vor fi acceptate o serie de elemente stipulate acolo, s-ar putea ca această nouă cameră deja înființată, care și-a ales, iată, și organele de conducere, să fie, din punctul meu de vedere, și dacă interpretez corect legea, să fie declarată deja nulă și să se reia tot acest amalgam de elemente care să realizeze o nouă cameră agricolă privată. Considerați că toată această dăvatură îl derutează pe producătorul agricol sau dimpotrivă, pentru că el știe că oricum se poate adresa dumneavoastră? Deocamdată nu cred că producătorii agricoli sunt chiar atât de mult afectați. Ei au avut în instituția noastră un sprijin continuu, un sprijin permanent,
prin obiectul nostru de activitate, noi am realizat o serie de instructaje, o serie de întâlniri, de dezbateri la sat. Este o acțiune cu caracter permanent, o facem pe tot timpul anului, prin care încercăm să informăm producătorii agricoli atât despre noutățile legislative care apar în domeniul agricol, cât și despre noutățile referitoare la noile soiuri pe care dânșii urmează să le cultive, noutățile referitoare la creșterea animalelor și în celelalte domenii conexe agriculturii. Ce să zic, acum, din punctul meu de vedere, dacă se continuă și existența noii camere agricole private nu este pusă la îndoială, și iar ea va exista și va începe să lucreze efectiv pe viitor, așa cum prevede și legea prin care este acum în dezbatere sau a fost în dezbaterea Parlamentului, pentru se referă la o unire, unificare a serviciului nostru cu Direcția Agricolă. În continuare, încă neștiind nici noi de la 1 ianuarie cum vom ființa și ce va urma să fie și cum vom putea să ajutăm în continuare pe producătorii agricoli. Sperăm, sau oricum, indiferent de forma în care ar fi, specialiștii noștri sper să fie lăsați să lucreze în continuare și să realizeze proiecte, cursuri și tot felul de întâlniri cu producătorii agricoli, pentru că trebuie să trecem de la această agricultură de subzistență pe care o resimte județul nostru și nu numai, la o agricultură de performantă capabilă totuși să se bată cu celelalte agriculturi din vestul Europei. Iată, este o situație destul de confuză, nu numai pentru dumneavoastră, pentru toți producătorii agricoli, pentru agricultura din România, dar cu toate astea mă raportez un pic la colaborarea noastră. Am mers de atâtea ori în teritoriu și ne-ați dus acolo în gospodării care au accesat fonduri europene, au realizat proiecte și proiecte viabile, adică am văzut că omul a mers conform proiectului așa cum ar fi trebuit. Totuși, acești producători agricoli au semnalat de multe ori câteva probleme și când spun câteva probleme, normal că mă raportez la bani. Oamenii spun, domne, banii vin prea târziu, noi trebuie tot fainor și să luăm furajul pentru animale, adică luăm acum decembrie și banii ne vin în februarie. Oare aici nu se mai poate lucra deloc? Dacă tot vin fonduri, de ce nu se alocă ele la timp sau nu vin la timp? Sunt lucruri pe care ni le-au sesizat și nouă producători agricoli, beneficiarii noștri de proiecte, putem să le spunem prietenii și colaboratorii noștri deja. Noi le-am semnalat mai departe în ședințele și întâlnirile pe care le-am avut la nivel înalt cu reprezentanții Ministerului Agriculturii, de câte ori am putut și am fost chemați în cadrul Ministerului la ședințe de lucru. Sunt chestiuni care nu țin de noi, din păcate. Este vorba de situația, dacă putem să-i spunem, la nivel actual, nu numai în România, ci la nivelul întregii Europe și nu numai. Adică și producătorul din Austria pățește exact, același da, lucru. Pentru că, iată, suntem într-o perioadă de criză, banii sunt foarte puțini și de aceea apar tot felul de întârzieri în plata acestor sume. Trebuie să spunem producătorii agricoli de la început că acele ajutoare pe care le acordă Uniunea Europeană sunt acordate doar în urma unor controle riguroase și conform a ceea ce știm noi, statul român acordă aceste subvenții și ajutoare sunt în 100%, urmând ca ulterior cei 80% care de fapt vin de la Uniunea Europeană să fie decontate de către organismele de la Bruxelles către statul român. Deci, iată că efortul pe care guvernul și statul român îl face este destul de mare, de aceea mai apar întârzieri la plata acestor sume. Apropo că ați vorbit de controle și ca să nu uit eu întrebarea, am fost întrebată de ce nu își pot cumpăra porci din sistemul privat până nu trece controlul. Adică dacă vrea acum un producător agricol să-și vândă porcul de Crăciun, că majoritatea oamenilor suntem deja în perioada premergătoare tăiatului porcului și fiecare vrea să-și achiziționeze. Ei, nu se poate încă până nu trece controlul. Ce înseamnă acest control și care estimați că va fi și data la care eu, dumneavoastră, oricine, altcineva dintre dumneavoastră poate să sune un fermier și să spună vin acum în ograda ta să cumpăr un porc.
Din păcate, această întrebare cred că ar trebui să o adresați DSV-ului, da? Sunt niște dar norme, cu siguranță trebuie să colaborați cu ei. Sunt niște norme europene, noi fiind deja membri ai Uniunii Europene, trebuie să le respectăm cu strictețe aceste norme, nu putem să le încălcăm. De aceea, doar odată cu realizarea tuturor elementelor definitorii pe domeniul... Știam că este o comisie de control și mă gândeam că și de la dumneavoastră se va aduce cineva. Noi, nu, tot ani noi se beseau în speță și DSV-ul local, ei se ocupă și noi nu avem competențe în acest domeniu. Da, păi trebuie să aflăm și acest lucru. Da. De aceea v-aș ruga, a referit la dată, la toate aceste elemente, să vă atestați DSV-ul, pentru că pot să vă dea domnul director chiar și specialiști, pot să vă dea datele concludente. Ce vă spun ei, cei care au accesat proiecte, sunt mulțumiți? Nouă, cel puțin așa în fața camerei de luat vederi, ne-au spus că în principiu da, e bine și sfătuiesc pe toată lumea să acceseze un proiect și au spus ceva de genul... Chiar dacă vin târziu, banii sunt ca un balon de oxigen. Acum depinde. Vorbim și de nivelul sau puterea economică a beneficiarilor. Avem beneficiari care, chiar dacă locuiesc în zona rurală, iar oamenii spun că cei de acolo sunt puțin mai săraci, nu este adevărat. Sunt oameni cu potență financiară. Ei au reușit să ia aceste proiecte, de să fie beneficiari de proiecte, și fiind și cu această, beneficiind de această potență financiară, le este ușor. Avem și beneficiari care nu sunt în această categorie, sunt puțin mai însărați, să spunem, dar ne spun la început că este foarte greu, ne au venit și ne-au spus, domne, noi nu am mai luat un alt proiect la câte am pățit, e mare birocrația, este de fapt elementul principal de care se plânge toată lumea, că birocrația este mare încă la nivelul societății românești. Însă, odată banii veniți, intrată prima tranșă, să spunem în primul an, deja în următorii ani când vin la noi să facă cererea de plată pentru a putea să le intre noile sume în cont, spun că, iată, totuși e bine, vin acești bani pe care pot să-i folosească pentru a achiziționa furaje, pentru a mai face un graj sau a cumpăra animale, asta vorbim de crescătoare animale, sau pentru a investi în culturile agricole. Și că își doresc ca odată terminat proiectul pe care îl au în desfășurare să acceseze și alte fonduri, poate mai mari, pentru că odată cu ajutor venit de la stat și capacitatea dânșilor de producție crește și cresc și veniturile financiare, dându-le astfel posibilitatea să acceseze fonduri mai mari care să-i ajute să se dezvolte în continuare. Cu acest cuvânt, birocrație, practic mi-ați ridicat o minge la fileu. Să știți că am avut și producători agricoli care au spus așa, nu mai vrem să accesăm proiecte pentru că am încercat și a trebuit să dăm și șpagă ca să ajungem să facem un proiect. Despre ce este vorba? Adică din salariații dumneavoastră sau percepeți așa ceva? E cam greu ce vă întreb, dar totuși vorbim așa cu cărțile pe masă. Șpaga, în ghilimele, pe care o percepem noi, nu este șpagă. De fapt, este o sumă fixă stabilită anual prin hotărârea Consiliului Județean. Este taxa pentru proiect, în speță la noi este de 5 milioane pentru proiectul pe măsura 141, prin care fermierii cu ferma de subsistență, de semisubsistență, beneficiază de 1500 de euro sau au beneficiat de 1500 de euro pe an timp de 5 ani. Sau suma de 2% din valoarea eligibilă a proiectelor de dimensiuni mai mari. Cred că știu la ce vă referiți, este vorba... Da, deci nu, cu siguranță vorba de această taxă. Este vorba de faptul că trebuie să împingi ca să ieși mai în față, nu știu. Nu neapărat. Noi, sau cel puțin eu personal, am sesizat în discuțiile pe care am avut cu reprezentanții Ministerului Agriculturii, cu domnii secretari de stat și chiar cu Ministrul Agriculturii, faptul că cred că la Bruxelles nu a fost, pe măsuri, vorbim de cele două măsuri pe care lucrăm noi, 112, tinerii fermieri și cu ferme de semisubsistență, nu au fost bine gândite atât timp cât s-a spus că fiecare proiect poate fi realizat de către beneficiar în parte. Ei, iată că odată cu acest element adus de către ghidul solicitantului, au apărut tot felul de neaveniți care să realizeze proiecte. Oamenii se duc asta este vorba. Practic, sunteți concurați de o altă piață care, iată, face proiecte. Nu este o piață autorizată, cum sunteți dumneavoastră, adică așa, sub un edificiu administrativ. Și atunci să înțelegem că e posibil ca un producător agricol să meargă
La unii dintre aceștia e, adică... Este foarte posibil, da. Bineînțeles, producătorii agricoli, dacă au posibilitatea și dacă cred că pot să realizeze acest lucru, singuri pot să-și realizeze proiectul. Există pe site-ul APDRP-ului, www.apdrp.ro, întreaga documentație, ghidul solicitantului, cererea de finanțare, informatic, toate documentele care stau la baza întocmirii proiectului. Deci poate singur să-și întocmeze acest proiect. Poate veni la noi, poate veni la alte firme private, concurente nouă, pe care le acceptăm, mi se pare foarte bună concurența, dar asta le-am propus nu numai eu, cât și ceilalți colegi din țară, pentru că nu este la nivel sunt național. Convinsă. Le-am propus, este foarte bine ca pe acel plan de afaceri să existe ștampila instituției sau autorității, ori firme private care întocmește proiect. Asta oare e o hibă a ministerului? S-a omis acest lucru și românul este deștept, e inventiv, se știe. Peste tot în lume. Da, românul este inventiv în toate domeniile. Acum am discutat și cu colegii noștri din celelalte țări europene. Este un model copiat de acolo. Numai că legislația existentă, să vorbim în caz particular al Franței, este cu totul altfel. Acolo, într-adevăr, omul sau beneficiarul, micul fermier, poate să-și facă singur proiectul, pentru că la ei este foarte simplu. Au o bază de date comune, pe care se regăsește la Registrul Agricol, cum este la noi, la DSV, la APIA. Acolo poți să intri pe CNP-ul sau pe cuiul persoanei respective și să găsești absolut tot ce are și ce beneficiază în gospodăria proprie. Deci ca să faci un proiect este destul de simplu acolo. Iar pe măsura 1.4 pe care lucrăm noi, am înțeles că doar depun o cerere în care spun, suntem la acest nivel, în 3 ani ne angajăm să ajungem la nivelul X, da? Și li se aprobă proiectul. La noi este această birocrație cu realizarea planului de afaceri destul de complex, prin care demonstrăm că plecăm de la o anumită dimensiune economică, trebuie să creștem cu 3 puncte, cu 3 unități de dimensiune economică și iată, e destul de complicat. Mai am o curiozitate. Ați spus că a fost un 2013 sărac în proiecte. Au trecut mai multe proiecte ale celorlalți decât ale dumneavoastră, raportându-ne acum și la cealaltă piață care vă face concurență. Bănuiesc că ați făcut o statistică. Știți deja cum stau lucrurile. Știți deja și care sunt producătorii agricoli care merg și colo și colo ca să vadă că taxa e cam aceeași și pentru unii și pentru alții. Eu zic așa, cu siguranță nu o puneau ei mai mare decât a dumneavoastră ca să-i atragă pe clienți. La nivelul acestui an suntem pe picior de egalitate, ca să spun, cu concurența, pentru că nefiind nicio sesiune de proiecte deschisă, n-am făcut proiecte nici noi, nici concurența. Am raportat la anii trecuți, dacă noi am plecat prin 2008-2009, când au început proiectele, cu, să zicem, 90-98% din piață, ulterior, apărând toată această tevatură, am mai pierdut din piață, am ajuns cam la, cred, nu pot să vă spun acum chiar fix, dar în jur de 50% din piață, totuși cred că este a Camerei Agricole Județene, Gorj. Continuăm să lucrăm, am încercat să ajutăm producătorii agricoli prin realizarea proiectelor și gratuit către dânsii, existând o măsură europeană în acest sens, prin care noi să nu luăm bani de la dânsii, ci de la un conglomerat de firme care a câștigat o licitație la nivel național. Însă am întâlnit, spre surprinderea noastră, cazuri în care producătorii agricoli au mers la acele sau la alte firme, mai puțin la noi, mergând pe principiul că, domne, acolo fiind gratis, e ceva ciudat, dacă merge mai bine dăm banul, dar suntem siguri că va trece proiectul. Iată însă că destui de mulți dintre ei au venit ulterior la noi și ne-au spus, domne, uite, ni s-au făcut proiecte, dar n-au trecut. Și au venit să în sesiunea următoare să le facem noi. Acum, nu pot nici să... eu să mi-asum o responsabilitate în a spune că e bine sau nu. Ceea ce pot să le ofer sau să le oferim noi ca și instituție producătoră agricolă este faptul că din calcule pe care le-am făcut, peste 98% din proiectele, indiferent de măsura pe care am lucrat, au fost proiecte corecte. Încercăm să le spunem de la bun început dacă pe baza punctajului proiectul pe care urmează să-l realizeze este viabil sau nu. Nu viabil, este în posibilitatea de a fi acceptat sau nu, pentru că este un punctaj suplimentar pe fiecare măsură în parte. Și din discuții pe care avem în țară, legături pe care avem și cu Ministerul, cam știm ce punctaj minim trebuie pentru ca în sesiunea respectivă proiectul să poată fi aprobat.
Și e mai bine să-i spui omului din capul locului, domne, ai șanse mari să te apropii proiectul, hai să trecem la treabă, decât să faci un proiect, să pierzi o zi, două la un proiect pe care știi sigur și tu ca și consultant că nu are șanse să treacă. Și mai bine să spui omului, pregătește-te pentru sesiunea următoare în felul respectiv ca să ai succes. Pentru că, iată, vă spun că în fiecare zi avem telefoane și oamenii întreabă când mai apare o sesiune de deschidere proiecte, când se fac, noi vrem să accesăm. Sperăm ca și ministerul cât de curând anul viitor să înceapă o nouă sesiune de astfel de proiecte. Încă nu știm, ca să nu să vă anticipez puțin întrebarea. Păi da, probabil, o să fie. Pe final așa mă gândeam să vă întreb și încă, și încă nu știm ce o să fie din 2014. Am înțeles doar raportat la ceea ce lucrăm noi că această măsură 1.4 nu o să mai fie în această formă din spusele domnului ministru al agriculturii, ci o să se acordă în jur de 15.000 de euro pe proiect în loc de cei 1.500 de euro, bineînțeles cu o serie de condiții modificate. Modificată în defavoarea producătorului, cel puțin așa ne-au spus dumnealor, poate s-au interesat. Suntem pe final de emisiune și o să vă întreb acum de ce vârsta până la urmă rămâne ca o discriminare și vă întreb un lucru în acesta pentru că foarte multe proiecte au fost accesate de către tineri, de către oameni până și cu vârsta de 35 de ani. Se știe că odată cu trecerea vârstei capeți și multă experiență și mulți oameni care au și bani și experiență și sunt trecuți de 35 de ani, nu pot accesa proiecte pentru că nu se încadrează la acest lucru. Nu, vârsta nu este un impediment. Este vorba de plajă de măsuri acceptată. Măsura cu instalarea tineri fermieri pentru cei cu vârsta de până în 40 de ani este o măsură specifică pentru a încerca să aducem în zona rurală pe cei tineri de la oraș care, iată, nu mai au de lucru și să încercăm să compensăm acest fapt. Există însă celelalte măsuri care merg până la vârsta de 62 de ani și chiar mai încolo, dacă beneficiarul are cofinanțare, deci limitele de vârstă nu sunt impuse. Doar prin anumite măsuri care sunt specifice pe zona respectivă. Iată, asta este un lucru îmbucurător. Eu vă mulțumesc, domnul director, că ați fost alături de noi, de telespectatorii noștri. Vă mai invităm și cu altă ocazie și sper ca și dumneavoastră să ne invitați în teren, acolo unde știți exact că sunt gospodării care au ce să ne arate tuturor, de la care avem ce să învățăm fermieri și producători agricoli care muncesc și se vede și rodul muncilor. Eu vă mulțumesc încă o dată și vă doresc să aveți sărbători frumoase alături de toți colaboratorii dumneavoastră. Mulțumim și eu pe această cale. Urez tuturor colaboratorilor noștri, de fapt tuturor celor care locuiesc în județul nostru, la mulți ani, sărbători fericite și sper ca toată lumea să avem împreună un an nou, mult mai bogat și spre o agricultură performantă. Vă mulțumesc, stimați telespectatori, pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă doresc în continuare vizionare plăcută a programelor noastre. Numai bine! La revedere!